domnul ministru Nemirski ar putea fi învinuit, dar, repet, este doar o prezumție, să spun așa, chiar de abuz în serviciu contra intereselor publice. Nu cred că Nemirski va fi bărbat și își va da demisia. Aștept așadar să văd bărbăția, să văd sinceritatea domnului ministru. În astfel de situații trebuie să te dai la o parte. Primul suplinitor necalificat care trebuie urgent disponibilizat din sistemul de învățământ este Ecaterina Andronescu.